cântarea: oare n-ați aflat voi încă cât de bun și iubitor este Domnul Iisus? 456 din inurile noi. Lăsați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, fiind martor, Doamne, la izbăvirile Tale și la modul în care lucrezi în viața celor ce se încred în Tine, venim în seara aceasta să Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să gustăm cât de bun ești în minutele care vor urma prin cuvântul Tău. Rămâi, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt în viața noastră, în mijlocul nostru. Strânge-ne la Tine și de asemenea Te rugăm să lucrezi în inima celor ce lipsesc, în inima celor ce nu pot să fie aici, celor ce nu doresc să fie aici. Rămâi, Doamne, cu toții. Fă ca poporul Tău să cunoască binecuvântarea și izbăvirea pe care numai Tu poți o dai. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Frații mei, bine ați venit în seara aceasta aici, în casa de rugăciune. Astăzi, în România, a fost 8 martie, nu știu ce a fost aici, dar... Și tot astăzi în România s-a făcut foarte mult
S-a ținut foarte mult cont că ar trebui să li se dea atenție mamelor. Vreau să le spun din cauza aceasta a mamelor de aici și binecuvântare multă și Domnul să vă țină aproape de El. Acum, știți, într-un fel se sărbătorește în România, altfel se sau nu se sărbătorește aici, dar contează un singur lucru, că gândurile și rugăciunile celor ce cred în Dumnezeu sunt ascultate și acolo și aici, așa că avem un Dumnezeu care este același ieri, azi și în veci și mai ales același peste tot. Deci, simțiți-vă că Dumnezeu vă binecuvintează, că vă întărește și că vă iubește. Deși marea majoritate se ocupă de familie și de mame, subiectul din seara aceasta, spre dezamăgirea dumneavoastră, nu are mai nimic de a face cu mamele. Dar are de a face cu noi toți și mai ales cu anumite atitudini pe care noi le avem față de Dumnezeu și mai ales cu credința noastră în Dumnezeu. Uite, l-am pe Cipri aici în față. Aș vrea să te întreb, Cipri, pe Crist, mulțumesc. Aș vrea să te întreb, Chris, un lucru și anume, ce zici tu? De frică ai voie să faci pe nebunul? De frică. Când ți-e frică tare, ai voie să faci pe nebunul? Să, hai o altă întrebare, care e mai ușoară, Chris? De frică a făcut vreodată vreun om pe nebunul? Da, da. Sigur că da. Ce nu faci de frică? Faci tot felul de lucruri. Fraților, când cineva face pe nebunul, ni se pare un lucru ieșit din comun. Dar când de frică faci nebunie, atunci acum e. Adică nu neapărat faci pe nebunul, dar faci nebunii, faci lucruri ieșite din comun, faci lucruri care nu te caracterizează. Schimbi comportamentul din cauza fricii, din cauza temerii. Cum este? Pentru că suntem la începutul sabatului și pentru că este o seară și probabil că suntem obosiți, subiectul din seara aceasta nu va ține neapărat de o introspecție profundă și grea, de o cercetare a relației noastre cu Dumnezeu dificile. Ține de ceva foarte simplu și anume, ce fac eu când trec, când ajung în criză? Ce fac eu când trec prin criză? Ce fac eu când mi se pare că nu mai am nicio ieșire? Ce se întâmplă cu mine? Ce soluții aleg? Pentru lucrul acesta, în seara aceasta vom studia două pasaje din Sfânta Scriptură. 1 Samuel, capitolul 21 și Psalmul 34. Două pasaje din Sfânta Scriptură. 1 Samuel 21, Psalm 34 și probabil că ne vom îndrepta atenția asupra Domnului Iisus Hristos în final. 1 Samuel capitolul 21 ne conduce la marele rege David, pe vremea când nu era rege, era doar mare, dar în sfârșit avea probleme în viață. Vreau să vă uitați dumneavoastră capitolul 20. De la capitolul 19, David începe să fie prigonit de Saul. Până acum a fost în mare trecere la curtea regală, de la capitolul 19 începe să fie prigonit de Saul. La un moment dat este scăpat de soția sa, de la versetul 8 din capitolul 19, este scăpat de Mical, de soția sa, cu câteva minute înainte ca trimișii lui Saul să vină și să-l ucidă. A fost o treabă așa, la muchie de cuțit, cum se zice astăzi. De acasă, din patul lui noaptea, David fuge, se tot gândește, încotro, ajunge, e noapte afară, încotro să merg. Și singurul loc unde a putut să fugă David în momentul acela a fost, spune ultima parte a capitolului 19, să fugă la Samuel, s-a dus la Samuel. S-a dus la Samuel, la prorocul acesta și este un lucru extraordinar, știi, când te fugăresc nenorocirile și criza,
să te poți duce la biserică, să te poți duce la Dumnezeu, să poți întâlni un om al lui Dumnezeu, să poți trage în casa lui. Și când a ajuns în casa lui Samuel, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat, ce a găsit acolo David? Ce a găsit? Care era atmosfera? Ce se întâmpla? Care erau lucrurile care se petreceau în casa lui Samuel? Poftiți? Mă ajută cineva? Fraților, se pare că Samuel, nu, mi-e greu să spun că nu făcea prea multe lucruri, pentru că făcea o sumedenie de lucruri, dar se îndelenicea în mod special cu prorocia și cu rugăciunea și cu cântatul înaintea lui Dumnezeu. Asta e ceea ce se întâmplă. Știu lucrul ăsta pentru că mai târziu, când spre sfârșitul capitolului 19, Saul vine să-l urmărească pe David și să-l prindă și acolo, îl căutase, îi scăpase acasă la Mical și acum venea după el la Samuel să-l ucidă. Când a ajuns acolo, Saul a ajuns în mijlocul unui serviciu divin. În mijlocul unui serviciu divin. N-a vrut să tulbure serviciul divin, avea și el un oarecare respect de lucrurile sfinte, s-a așezat undeva pe scaunele din spate și a așteptat ca să se termine slujba, sigur că da. Ce s-a întâmplat însă în timpul slujbei? În timpul slujbei a început să cânte și el. A început să audă cuvântul lui Dumnezeu și inima lui s-a schimbat. A auzit prorocia lui Samuel, ceea ce însemna cuvântul din partea Domnului și el, Saul, care era condus până acum de un duh rău, începe să fie stăpânit de Duhul lui Dumnezeu. Este greu de înțeles lupta asta între duhuri. Este greu de înțeles. Până la poarta bisericii te stăpânește duhul uciderii, intri în biserică, stai pe scaun și Dumnezeu lucrează asupra ta și te ia în stăpânire duhul vieții. Îți schimbă mintea total și nu mai ai niciun gând că tu ar trebui să te răfuiești cu David, ar trebui să-l ucizi și așa mai departe. Fraților, nu știu ce înțelegeți dumneavoastră de aici, dar ceea ce înțeleg eu este că rostul bisericii lui Dumnezeu este să schimbe macazul vieții celor ce intră aici. Vii aici într-o direcție, auzi cuvântul lui Dumnezeu, te rogi, cânți și ieși de aici într-o cu totul altă direcție. Dumnezeu să te ajute să ții însă direcția care o găsești aici. Să nu cumva să te întorci la direcția pe care o aveai când ai venit. Pentru că Saul, vedeți dumneavoastră, Saul a plecat de la Rama lui Samuel. A plecat într-o stare total schimbată. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Saul, în timpul acelei prorocii, și-a dat hainele sale cu însemne imperiale, le-a dat jos. Mantia sa, însemnele rangului său, le-a dat jos și a rămas în hainele omului de rând, ca și David atunci când va juca înaintea chivotului. David, când a jucat înaintea chivotului, la fel, și-a dat hainele sale imperiale, însemnele sale de împărat, le-a dat jos și a rămas în hainele unui om de rând. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Mical? L-a privit pe geam și l-a disprețuit. Cine era Mical? Era fata lui Saul. De unde învățase ea treaba asta? De la tatăl său. Nu-ți dai hainele tale imperiale jos în fața oamenilor, că te râde lumea. Stai cu costumul pe tine, cu cravată, stai scorțos, să nu vadă nimeni zbuciumul tău, să nu vadă nimeni că te pleci pe genunchi, să nu vadă nimeni că plângi înaintea lui Dumnezeu, să nu vadă nimeni că te transformi înaintea lui Dumnezeu. Nu, să nu se întâmple lucrul acesta. Asta era mentalitatea lui Saul. Iar Saul, aici, sub puterea Duhului Sfânt, ajunge complet schimbat. El face ceea ce nu ar fi făcut, ceea ce și-a învățat copiii să nu facă niciodată. Face el.
descoperă că n-avea dreptate pentru prima dată în închinarea lui înaintea lui Dumnezeu. El descoperă că el nu avea dreptate. Așa pleacă Saul de aici. Cu toate acestea, vreau să vă întreb cât timp a rămas Saul în dispoziția asta. Se duce înapoi acasă. Și în capitolul 20 ne este relatat o discuție pe care a avut-o cu Ionatan. Și pentru că Ionatan îndrăznește să ia apărarea lui David, Saul e aproape să-l omoare pe Ionatan. Vreau să vă întreb încă o dată cât trecuse de la momentul acela când Saul îngenunchease înaintea lui Dumnezeu în condițiile omului smerit și supus, în condițiile omului de rând, până acum când ridică sulița să-l omoare pe fiul său, negând toată experiența lui religioasă pe care o avusese la Rama. Tot ceea ce a făcut acolo a fost negat. Cât a trecut? De la un moment la celălalt. N-am niciun raport istoric, dar trebuie să fi fost foarte aproape una de celălalt. Fluctuațiile acestea, nu numai psihologice, dar spirituale, sunt înfiorătoare în viața lui Saul și sunt devastatoare în viața noastră. Marea problemă a lui Dumnezeu cu noi este că evlavia noastră trece ca norul de dimineață și ca roa care trece curând, spune cuvântul lui Dumnezeu în profeții mici. Trece prea repede, nu există stabilitate. Acum plângi înaintea lui Dumnezeu, ieși afară, te cerți la doi pași de biserică, parcă nici n-ai fi la biserică. De ce? Pentru că ți-a venit în minte lucruri care se întâmplă în afara bisericii. Și viața din afara bisericii este uneori așa de puternic legată de noi. Nu credeți că ar trebui să facem din biserică ceva mai mult decât o întâlnire de ziua șaptea? Nu credeți că ar trebui ca spiritul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu să stea mai mult în viața noastră? Pentru ca să nu ne mai întoarcem la ceea ce a devenit Saul după aceea. Oricum, capitolul 20 se ocupă de faptul că Ionatan se duce repede și spune lui, David, David, nu mai este nicio scăpare pentru tine, fugi, tatăl meu vrea să te omoare. Și în momentul acela, David, care încă mai contase puțin pe dreapta judecată a lui Saul și pe spiritul său corect, în momentul acela își dă seama că nu mai are nicio scăpare și că de aici Saul vrea să-l ucidă cu orice preț. Ce-i de făcut? Spune-mi ce-i de făcut. Și uitați-vă, de aici încolo, întrebarea asta este critică pentru David. Unde nu te ajunge Saul? Unde? Fugise odată la Samuel. Fugise odată la Samuel. Îl ajunsese acolo. A doua oară dacă mai vine. Va mai sta liniștit în ultima bancă? Nu cumva va veni și va face praf totul? Și pe Samuel? Putea să se întâmple lucrul ăsta? De unde știți? Poftiți? Aici, în capitolul 21, se explică lucrul ăsta. În capitolul 21 se spune că Saul, de fapt, în capitolul 21 începe tragedia, dar în capitolul 22 Saul ucide toți preoții din Nob. O cetate întreagă de preoți a făcut-o praf, urmărindu-l pe David. Unde să fugi? Dacă în cetatea de scăpare nu poți să fugi, pentru că cetățile acestea preoțești, vreau să vă spun că erau cetăți de scăpare. Acolo, în cetatea de scăpare, trebuia ca omul vinovat să își găsească liniștea lui. Nimeni să nu se atingă de viața lui înainte să fie judecat. Și uitați-vă,
Cetatea aceasta de preoți, unde David ar fi trebuit să fie ocrotit, e trecută prin ascuțișul săbiei. Simplu. Fără să țină cont de vreo lege din Israel. Nu. No. Înainte să răspund la întrebarea unde să fug, vreau să vă întreb o altă problemă care mi apare foarte clar. De ce Dumnezeu și Duhul Sfânt l-a oprit pe Saul să facă ravagii la Rama lui Samuel când a venit prima dată și nu l-a oprit să ucidă toată cetatea de preoți, cetatea Nob? Acolo de ce nu l-a oprit pe Saul? Aveți vreun răspuns? Sincer să fiu, eu n-am niciun răspuns. Și faptul că n-am niciun răspuns mă încurajează să înțeleg că și în viața mea vor fi situații la care nu voi avea niciun răspuns. Dacă toate lucrurile ar fi explicabile, dacă Dumnezeu ar fi un Dumnezeu previzibil întotdeauna, atunci aș crede că mi-aș putea înțelege și viața mea și problemele mele. Dar vă rog să observați, sunt unele situații în care Dumnezeu intervine și îl oprește pe Saul la Rama, dar nu îl oprește pe Saul la Nob. De ce la Nob se întâmplă lucrul acesta? De ce la Rama nu se întâmplă? Nu știu. Uneori îmi dau seama de ce în viața mea se întâmplă anumite lucruri, dar să mă aștept și să nu înțeleg de ce în viața mea se întâmplă alte lucruri. Acum 3 săptămâni, un copil cu care am crescut împreună, de aceeași vârstă cu mine, cumnatul vine pe la el și îi spune: auzi, hai să mergem până la București, ne vizităm rudele. Și când ajungem în București, zice: vreau să merg la spital pentru că avea o problemă, nu știu de ce natură, să fac o radiografie. S-au dus, au făcut o radiografie și Emil, prietenul meu, zice: băi, cam tușesc și eu de vreo 3 săptămâni și nu mă mai termin așa. Vreau să-mi fac și o radiografie. Se duc amândoi, fac radiografie, soția lui Emil fiind asistentă la spital în București acolo, nu soția, sora lui Emil, iertați-mă, fiind asistentă, pleacă de acolo spre gară să se întoarcă acasă și pe drum îi sună celularul: Emil, vină înapoi la spital, urgent. Se întoarce înapoi la spital, îi ia biopsie, cancer la plămân. Gata. Acest lucru s-a întâmplat acum 2 săptămâni. Astăzi nu poate vorbi, de-abia respiră, e pe bronhii dilatatoare. Aveți vreo explicație? N-am explicații. Fiecare zi pe care o trăim, să o trăim frumos, ca un dar din partea lui Dumnezeu. Ziua de mâine nu ne aparține. În sfârșit, nu am nicio explicație. Mă întorc la întrebarea dinainte. Unde fugim? Unde fugi, Davide? Și David se uită de jur împrejur. Știți, teritoriul poporului Israel din vremea aceea nu era foarte mare. Te puteai gândi foarte repede, luai cetățile la rând, acolo, 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 acolo. Vă rog să observați, în toată viața lui David, el fuge mai mult prin pustie. Pentru că cetățile, de fapt, erau controlate de garnizoanele lui Saul. Unde să te duci? Și, fraților, nu prea are unde să se ducă. David nu fuge la filisteni pentru că avea unde să se ducă. Chiar în momentul acela n-a găsit nicio soluție. N-a găsit nicio altă soluție. Se duce la Achish, la filisteni. Strategic lucrat. Strategic. Ok. Dacă pe mine filistenii mă cunosc ca fiind vrăjmașul lui Saul, o să mă primească bine. Era o strategie comună pentru vremea aceea. Și se duce acolo cu gândul că între oamenii de dincolo
filistenii o va duce mai bine. Uitați-vă că el nu încearcă numai la filisteni. Uitați-vă capitolul 22. Zice că după ce a plecat de la filisteni, s-a dus în peștera Adulam, după aceea au venit părinții lui acolo și de acolo David s-a suit în țara Moabului, 22 cu versetul 3. Se duce o dată la filisteni, pe urmă se duce în țara Moabului. El încearcă peste tot, de jur împrejur, să vadă cine l-ar putea scăpa. Frații mei, în paranteză, am auzit de foarte multe ori, oameni spunând, mai bine te duci la oamenii din lume, că ei sunt mai buni. Ăștia din biserică te vorbesc, ăștia din poporul lui Dumnezeu stau întotdeauna cu lupa pe tine să nu greșești într-una nici alta, într-o zi, în altă zi, în continuu sunt pe tine. Mai bine te duci unde vezi cu ochii că-i mai bine. Ați auzit și dumneavoastră? Ăsta a fost gândul care l-a frământat pe David foarte mult. Du-te mă de aici, lasă-i, mai ales când te prigonește Saul. De-aia s-a dus la filisteni, de-aia s-a dus la Moab. Vreau să te întreb, când te simți prigonit și nu-ți găsești locul, unde te duci? Unde? Fiți atenți. Versetul 5, capitolul 22, versetul 5. Prorocul Gad a zis lui David, nu ședea la moabiți în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David s-a întors în țara lui Iuda. Fraților, nu i-a fost ușor deloc în țara lui Iuda. A fost cât pe aici ca Saul să pună mâna pe el, veți vedea dincolo, în capitolele următoare. L-a încercuit, l-a prins, a fost pe punctul să nu mai poată să scape. Și totuși Dumnezeu a zis, stai în țara lui Iuda, nu pleca dincolo. Cum, Doamne? Era planul lui Dumnezeu ca David să nu fie niciodată confundat cu vrăjmașii poporului său. Era planul lui Dumnezeu ca niciodată David să nu se slujească de ajutorul vrăjmașilor lui Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu ca niciodată David să nu dea lucrurile sfinte la... Cum zice textul? Să nu aruncați mărgăritare înaintea... Da? Înaintea porcilor. Era planul lui Dumnezeu ca David să nu se ducă dincolo, indiferent ce s-ar fi întâmplat, să rămână acolo. Ce frumos! Indiferent ce se întâmplă, rămâi acolo unde Dumnezeu și-a pus steagul lui. Flutură acolo steagul lui, stai lângă steagul lui. Chiar dacă este un Saul care te aleargă, chiar dacă sunt oameni care sunt gata să-ți ia viața, chiar dacă nu te simți bine, chiar dacă simți că nu-ți mai ai locul, chiar dacă trebuie să te duci în pustia din poporul lui Dumnezeu. Pentru că o parte din pustia aparține a teritoriului poporului Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să stai acolo, stai acolo! Nu pleca la alții. Mă întorc, frații mei, la ce s-a întâmplat la filisteni. Pentru că și dumneavoastră, cred și eu, aici, asta am fi vrut să înțelegem. Când se duce înaintea lui Achish sau lui Abimelec, Achish este numele local, iar Abimelec este numele semitic al aceluiași rege. David a văzut că se face mare rumoare în jurul său, pentru că filistenii îl țineau minte. De unde îl țineau minte? Era o figură care nu putea să se uite. David omorâse pe cel mai mare atlet al filistenilor. Pe cel mai puternic al lor. În fața lui Goliat tremurau toți filistenii. În afară de David. Și de asta ei îl ținuseră minte pe David. Un om care l-a ucis omul. Și acum a venit între ei. Și stau și discută. Aoleu,
Ăsta e mai tare decât Goliat al nostru. Păi, dar ce o să ne facă? Putem să dormim liniștiți cu el aici? Nu putem să dormim liniștiți cu el aici. El zice că a fugit de Saul, dar în realitate cine știe ce se va întâmpla? El e trimis înainte și dacă Saul a vrut să-l ucidă și filistenii au vrut să-l ucidă și David a simțit lucrul acesta. Acum, ce s-a întâmplat în Saul, în David? Ce face David? Și acum e acum. Cum i-o fi venit în minte să facă pe nebunul? Știai că a făcut pe nebun? Chris, auzi. O, Doamne, David a avut o mare frică de Achish, împăratul Gadului, versetul 12, deci capitolul 21 cu 12. A făcut pe nebunul înaintea lor, făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porților, lăsa să-i curgă salivă pe barbă. Într-un moment, David a ales să se degradeze din omul cel mai important în fața căruia tremura toată împărăția filistenilor, s-a ajuns să fie un om nebun. Nebun. Știți dumneavoastră, vă aduceți aminte de cuvintele lui David care le-a rostit înaintea lui Goliat. Cuvinte extraordinare. Haideți puțin să ne amintim. Nu citesc totul. 1 Samuel, capitolul 17. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. Simplu. În numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Versetul 46. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Cuvinte de om sigur. Parcă vorbea istorie, nu viitor. Și apoi versetul 47. Toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Punct. Cel mai frumos, cea mai frumoasă afirmație. Biruința este a Domnului. Pe toate planurile, spiritual, emoțional, fizic, financiar, biruința este a Lui. Ăsta a fost steagul lui David, steagul pe care l-a fluturat David tot timpul. Și acum unde-i steagul? Ajungem la concluzia următoare. Fără să ai steagul acesta în mâna ta, te paște nebunia. Satan, lumea, viața te va trece prin situații în care nu-ți vei mai putea păstra echilibru. Depresii, angoaze, nebunie, psihopatii, tot ce vrei. Dacă Domnul nu este steagul tău, Jehova Nisi, Domnul steagul meu. Cu Domnul se întâmplă, e posibil orice. Fără El, posibil nimic. Dumnezeu n-a vrut ca David să fie identificat cu vrăjmașii lui Israel, dar Dumnezeu n-a vrut nici ca David să fie identificat cu nebunii. Corect? N-ar fi vrut asta. Dumnezeu ar fi vrut ca David să rămână mai departe un om care să fie un model,
un model și un reprezentant al lui Iisus Hristos pe pământul acesta, în așa fel încât toți să vină la El și să-L cunoască prin David pe Iisus Hristos. Și iată într-un moment când David aproape că face praf planul lui Dumnezeu. Mai poți să-L reprezinți pe Iisus Hristos când faci pe nebunul? Mai poți? Câți dintre noi am trecut pe aici? Câți dintre noi am făcut pe nebuni? Pentru câțiva bani unii dintre noi fac pe bolnavi. Pentru un avantaj în plus, facem nebunii. Unde-i Domnul? Unde-i stâlpul nostru? Fraților, vreau să mă opresc aici pentru că timpul nu mai este cu această analiză a faptelor. Însă vreau să vă spun un lucru extraordinar. Din faptele acestea s-a născut un psalm. Îl iubesc pe David pentru că David e tipul ăsta de om care nu poate să țină secret lucrurile numai pentru el. Când trece printr-o treabă, după aceea îi strânge pe toți ai lui și spune: haideți încoace, haideți că am mai scris o poezie. Despre ce, David? Păi despre ce? Despre mine și Domnul. Păi cum? Păi stați să vedeți ce am învățat eu din treaba aia când am făcut eu pe nebunul. Ce a învățat David? Și David lua harpa și l-a făcut de seară. Toți ăia prigoniții, toți ăia fără casă, fără familii, care stăteau în fiecare clipă cu sabia deasupra capului pentru că îi urmărea pe toți Saul, învățau să cânte psalmi, nu muzică de folclor, nu muzică de nici altfel, îi învăța psalmi, cu alte cuvinte, îi învăța rugăciunile lui. Oamenii ei acolo învățau să se roage împreună cu David, învățau să cânte împreună cu David. Era ceva, este ceva extraordinar. Să fie limpede, dacă nu se va întâmpla lucrul acesta cu noi, dacă nu vom învăța să ne rugăm unul de la altul, să cântăm unul de la altul, dacă nu ne vom deschide sufletul și inima unul în fața celuilalt, dacă nu vom trece de barierele noastre estetice, artistice: aoleu, eu nu cânt că nu-mi sună vocea bine. Aoleu, eu nu cânt pentru că, știi, n-am intonație. Cine te pune să ai intonație? Cântă dacă ai un psalm. Dacă ai un psalm. Pentru Domnul, nu pentru mine, pentru Domnul, cântă. Psalmul 34. Nu mi-aș fi putut imagina, fraților, ca din această întâmplare să se nască un astfel de psalm. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați putut imagina. Dar iată ce face, de fapt, minunea prezenței lui Dumnezeu în viața și în problemele unui om. Un om care a trecut printr-o criză și a fost înfrânt în criza aceea. Un om care a trecut printr-o criză și, practic, l-a făcut de râs pe Dumnezeu. S-a făcut de râs pe sine. Un om care ar fi trebuit să stea cu fața în pământ de rușine, e fantastic. El zice: nu, stai puțin, nu, eu n-am învățat asta. Stai să vezi ce am învățat eu. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. De ce, David? Până acum ai făcut pe nebunul. Până acum ai fugit de Saul. Te-ai dus la filisteni, te-ai dus la moabiți. De ce? Voi lăuda totdeauna pe Domnul. Lauda lui va fi totdeauna pe buzele mele. De unde ai învățat asta, David? De acolo. De la Achish. Păi de ce? Dacă lăudam pe Domnul totdeauna, probabil că nu m-aș fi dus la Achish. Probabil că aș fi rămas cu poporul meu. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Să nu cadă niciodată în depresie. Să nu creadă vreodată că nu mai ai unde să te duci decât să fugi la filisteni, la moabiți. Nu! Să se bucure că întotdeauna există o cale în altă parte, lângă Domnul. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Când l-a izbăvit? Textul spune că a fost teribil de frică de Achish.
Uitați-vă, vă rog, la capitolul 20 și 21 și veți vedea că în perioada asta David, nu știu din ce cauză, nu mai stă aproape de Domnul. Când se duce la Nob, în loc să-i spună preotului de la Nob, să-i spună, eu fug de Saul, el îi spune, nu, Saul, împăratul m-a trimis cu o misiune. Și din cauza că i-a spus așa, preotul acesta își va pierde viața, el și toată cetatea. Dacă David ar fi fost corect cu el, preotul din cetatea Nob ar fi știut cum să se apere, ar fi știut ce să facă, dar așa l-a luat ca din oală. El se știa corect înaintea tuturor. Ceva se clătinase în David și ceea ce se clătinase era încrederea lui. Nu mai avea încredere în Domnul. Și din cauza că nu avea încredere în Domnul, a făcut greșelile astea care au costat vieți, care au costat reputații, care au costat, dacă vreți, o istorie. Dar în sfârșit, eu până la urmă, spune el, l-am căutat pe Domnul și m-a tămăduit de teamă, m-a izbăvit din toate temerile mele. Ce frumos! Ce frumos! Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Doamne, dacă ți-ar fi întors privirile spre Domnul mai repede, n-ai fi făcut pe nebunul. Te-ai fi luminat de bucurie mai repede și n-ai fi ajuns acolo. Întoarceți privirile spre Domnul mai repede. Nu aștepta să se așeze întuneric sau umbră peste viața noastră, pentru că atunci vom fi singuri, speriați, agonizând, vom face greșeli, vom face nebunii, vom înnebuni fără El. Căutați fața Lui întotdeauna. Nu ți se umple fața de rușine atunci, ca atunci cum i s-a umplut lui David. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă de toate necazurile lui. Când David ajunsese nenorocit, oare de ce n-a știut că Domnul ascultă? L-ar fi ascultat Domnul în ziua aceea. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. O, Doamne, David, tu chiar crezi lucrul ăsta? David o ia de la capăt, fraților, cu Dumnezeu de mână, cu îngerii alături, gata să treacă prin orice. Asta este marea lecție pe care numai David o poate învăța, pentru că numai el îl cunoaște pe Dumnezeu în felul acesta. Numai el. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Adică temeți-vă de Domnul, nu de cine? Nu de Achish, sigur că da. Pui de leu duc lipsă și lui foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă zile fericite? Cine? Așa se încheie experiența lui David. Îmi place și aș vrea să încheiem și noi. Citiți mai departe Psalmul 34, ca fiind rugăciunea lui David, născută dintr-o astfel de experiență negativă. El care îl învață sau care învață cum este Dumnezeu. Veniți și gustați ce bun este Domnul, pentru că în momentul crizei să rămânem lângă El. Să rămânem acolo unde este El. Și crizele mici și crizele mari. Dumnezeu să ne ajute să vedem cât de bun este și oricât de răi ar fi oamenii, să înțelegem că Dumnezeu este partea noastră de moștenire. Îmi place să închei gândurile acestei seri, ca și gândurile de altă dată, cu o expresie tot a lui David, care zice așa, iubiți pe Domnul toți cei iubiți de El. Este un Dumnezeu minunat. Amin. În numele Domnului Hristos,
Închidem ora de predică din această seară, intonând imnul Zi de zi eu te chem. Numărul 463. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvintele frumoase și binecuvântate pe care le-am primit din partea ta și în această seară. Te rugăm să ne schimbi tu viețile noastre și să ne faci tu ca să trăim ca în prezența ta tot timpul, în toată săptămâna care urmează. Te rugăm să ne ajuți tu ca să obținem biruința prin tine și să transferi tu biruința pe care ai obținut-o tu și în dreptul nostru. Îți mulțumim că ne asculți, te lăudăm și te mărim în numele Domnului Hristos. Amin.